Cei care au înființat clasa 0 ne-au explicat luni bune că cei mici se vor juca mai mult în primul an petrecut în băncile școlii. Copiii au simțit însă pe pielea lor că nu este chiar așa. Chiar dacă nu trebuie să-și facă griji pentru note, pentru că nu vor primi niciuna, sunt nevoi să respecte câteva reguli. Nu mai este ca la grădiniță. Trebuie să stea cu minții în bănci, dar și să vorbească doar când sunt întrebați sau să mănânce numai în pauză. Pe mine mă cheamă Ioana, așa zis colega voastră. La clasa pregătitoare nu există catalog, dar prezența este obligatorie. Cursurile durează 4 ore, mai mult de joacă decât de învățătură. Pentru copiii de clasa pregătitoare, fiecare zi de școală începe aici, în sala de joacă. Înconjurați de personaje din desene animate, dar și de jucării, cei mici intră în lumea scrisului și a cititului. În anul pregătitor, cei 130.000 de copii ar trebui să învețe să vorbească corect, să socotească, să deseneze și chiar să scrie. O să plec de aici, de la voi, foarte fericit! Toată lumea a primit cât un măr vesel de la mine? Da! Sigur? Da! Înseamnă că ați desenat foarte, foarte, foarte frumos! Mulțumim! Scopul meu în acest an este să nu simtă și să se adapteze cu ușurință la această trecere de la grădiniță la școală. Trecerea de la programul ușor al grădiniței la rigoarea școlii este o provocare pentru majoritatea elevilor din clasa pregătitoare. Să stea în bancă în timpul orelor, să răspundă când sunt întrebați și să mănânce doar în pauză sunt câteva dintre regulile care le dau bătăi de cap celor mici. La sfârșitul clasei 0, puștii trebuie să fie capabili să despartă în silabe cuvintele, să formeze propoziții simple, să numere până la 10, dar și să facă adunări și scăderi cu ajutorul obiectelor.